De multe ori, cei care vor să muncească în timpul verii, în special tinerii, ajung să lucreze în condiții greu de imaginat, într-un program infernal și să fie plătiți în bătaie de joc cu câteva sute de lei. Reprezentanții sindicatelor au o serie de sfaturi pentru cei care au de gând să devină angajați temporari, dar vor să se ferească de astfel de abuzuri. Codul muncii permite angajarea pe durată determinată. Un angajator își poate angaja într-o anumită perioadă, având, este articolul 82 și 83 din Codul Muncii, poate angaja pe perioadă determinată, o lună, două, trei, sau poate prelungi salariați pe durată determinată, dar în condiții legislative. Angajatorul are obligația de a încheia un contract individual de muncă cu salariatul respectiv cu clauză. Te angajezi pe durata de 3 luni, cu salariu, cu condiții de muncă, cu începerea și terminarea programului de lucru, pentru că foarte mulți angajatori scriu și legea, vedeți, tot mă duc la guvernanți, la cei care fac legile, a permis angajarea pe 2 ore, pe 4 ore, pe 6 ore, 8 ore, angajare pe durată de 2 ore, dar de fapt în contractul colectiv de muncă ar trebui să facă precizarea clară că domnul Popescu Constantin l-am angajat la ora 10 la 12 cu salariul de 200 de lei sau 250 lei. Sunt foarte mulți angajatori care cheamă la muncă salariatul de la 7 dimineața până la 7 seara, deși conform actelor salariatul ar trebui să lucreze mult mai puțin. Pentru a scăpa cu bine în cazul unui control, angajatorii respectivi preferă să nu le facă acte angajaților temporari. Instituția statului ar trebui la un control să constate, domnul Popescu, de ce ești matal la ora 14:15? Pentru că în actul adițional pe care angajatorul matale l-a depus la ITM este de la 10 la 12 și atunci este obligația ITM-ului de a impune angajatorul conform legii să-i facă program de 8 ore. Dar vreau să vă spun că ăsta e un caz fericit în care are 2 ore și lucrează. Vreau să vă spun că de regulă oamenii ăștia n-au contract individual de muncă, n-au nimic, primesc bani la negru, angajatorul nu plătește nimic la stat ca să se întoarcă și pentru un salariat și pentru un pensionar în sistemul de învățământ, în sistemul de sănătate și în alte servicii, de fapt în viața noastră cotidiană. Din păcate, asta consider că este evaziune fiscală și instituția statului nu-și face datoria. Pe principiul corb la corb nu-și scoate ochii, între instituțiile de control și angajatori există o relație de armonie perfectă. Acești angajatori sunt oameni politici, acești angajatori au firme, au afaceri și cum să facă ei ceva, instituția statului care e numită politic, să-i controleze pe ei? Nu se poate, să-i amendeze pe ei, nu se poate. Să spală unul pe altul, dacă cumva mișcă în front, îl schimbă și își pune omul lor, când vine în control nu găsește nimic, totul e ok și asta e treaba. În consecință, soluția rămâne tot la îndemâna fiecăruia dintre noi. Orice angajare, indiferent de durată, trebuie să aibă la bază un contract scris care să specifice programul de lucru exact, cu o oră de începere și o oră de final, alături de tipul muncii care trebuie să fie prestată de angajat și, desigur, de suma care îi va fi oferită de angajator. Realitatea actuală este alta. Cu clauze clare, felul muncii, dar eu m-am angajat să spăl balustră și angajatorul mă pune sub șansuri și îmi scrie pentru o activitate durată determinată. Vreau 3 luni de zile să fii la cules de căpșuni. Am fermă sau la... Am o activitate specificată, clar. Și programul de lucru, exact. Nu, dar din păcate nu se face așa ceva. Este obligația angajatorului ca în termen de 24 de ore de când m-am angajat, documentul actul adițional sau contractul individual de muncă trebuie înregistrat la ITM. Din păcate nu se întâmplă. Vă dați seama, în 24 de ore trebuie dus și înregistrat că din mâine l-am pe Popescu la mine ca angajat și respect drepturile care sunt în codul muncii. Dar din păcate 99,9% nu se întâmplă așa.